Am remarcat că politicile fiscal-bugetare se fac mai nou prin declarații beligerante aruncate în presă de către liderii politici ai PNL și PSD, principalele partide ale actualei, dar vremelnicei coaliții de guvernare. Învățasem la școală că politicile fiscal-bugetare se trasează în laboratoarele specialiștilor, de către specialiști, în urma analizelor de impact și în funcție de obiectivele economice pe termen lung. Se numesc strategii fiscal-bugetare pe termen mediu, care în România sunt cerute chiar de lege prin legea numărul 69 pe 2010 privind responsabilitatea fiscal-bugetară. În perioadele dificile din punct de vedere economic, două situații trebuie evitate. 1. Creșterea taxelor și impozitelor pentru a evita încetinirea activității economice și instaurarea stagflației, mai ales atunci când există un mediu inflaționist generat de factori din partea ofertei. 2. Reducerea încrederii cetățenilor și investitorilor în politicile guvernului și în perspectivele economiei. Încrederea este o variabilă macroeconomică ce modelează decizia de investiție și consum. Absența încrederii generează limitarea sau chiar anularea investițiilor, cu efecte negative asupra activității economice, asupra creării locurilor de muncă și a creșterii economice în general. Într-o asemenea situație, bugetul suferă un șoc dublu. Venituri mai scăzute din activitatea economică redusă, dar și cheltuieli crescute, asociate șomajului în creștere și măsurilor de susținere ce se impun. Statul se va găsi în situația în care nu va putea susține persoanele cu venituri mici, cele mai afectate de crizele economice. Cu buzunarele goale, nu știu cui îi mai arde de râs la glumele și înțepăturile liderilor politici, exact aceia care trebuie să ofere soluții. România traversează o perioadă dificilă din punct de vedere economic. Se pare că politicul, în loc să ofere soluții, accentuează problemele. În condițiile unei inflații mari, generată în mare parte de factori externi, dar deficitar administrați în țară, cu perspective economice incerte, care țin de evoluții geopolitice externe, liderul coaliției de guvernare ne vorbește despre tiriplici. Invit pe tiriplicii politici să iau o pauză și să facă loc specialiștilor. Bășcălia nu a salvat vreo țară vreodată. Cu o inflație de 15%, rate ale dobânzilor record în Uniunea Europeană, datorie publică de peste 50% din PIB și 1.000 de euro împrumutați de stat în fiecare secundă, politica fiscal-bugetară merită ceva mai mult respect din partea PSD. Replicile de berărie trebuie să rămână la berărie, stimați lideri politici.